ministru al transporturilor și candidat la Primăria Generală a Capitalei, a sosit la Școala 16 pentru a-și exprima opțiunea de vot în cadrul acestor alegeri locale. Vă reamintim o zi foarte importantă. Astăzi, 1 iunie, românii votează. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7 fix. L-avem deja în imagine pe Ludovic Orban. Acesta salută comisia de la secția de votare. Se va pregăti imediat cu buletinele și ștampila aferentă. Se pare că Ludovic Orban este primul dintre candidați care se prezintă la vot la această oră. Este ora 7:30 la școala numărul 16. Avem deja un votant în persoana ministrului transporturilor, Ludovic Orban. Ludovic Orban este propunerea Partidului Național Liberal pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Telefonul mobil la mine e la tine. Ludovic Orban, unul dintre cei mai matinari reprezentanți ai clasei politice, iată, s-a prezentat deja la aproximativ 30 de minute de la deschiderea secțiilor de vot pentru a-și exprima opțiunea în cadrul alegerilor locale de astăzi, 1 iunie. Chiar în acest moment, Ludovic Orban se află în cabina de vot pentru a-și exprima opțiunea. Aveți imagini de la școala numărul 16, acolo unde actualul ministru al transporturilor a sosit în urmă cu aproximativ 3-4 minute. Iată, deja nu a zăbovit foarte mult în cabina de vot. Ca orice alegător și Ludovic Orban a pus ștampila pe 4 buletine de vot, cine mi-e drag, care acum le introduce în urne rând pe rând și separat. Dacă vă spun cu cine am votat, înseamnă că fac campanie electorală. Spuneți pentru mai asemenea. Consiliul General. Consiliul Local de Sector. Domnule Orban, pentru ce ați votat? Deci, pentru ce ați votat, domnule Orban? Am votat pentru un București european. Am votat pentru un București pe care să-l iubim și în care să ne facă plăcere să trăim. Un mesaj pentru alegătorii de astăzi? Să se gândească bine înainte de a aplica ștampila de vot. Au puterea în mână odată la 4 ani. Au puterea de a determina o schimbare în bine pentru București. Îi rog să folosească această putere, să voteze cu mintea. Ați dorit să fiți unul dintre primii care votează astăzi? Cam asta e programul meu obișnuit. Și am zis că nu vreau să-mi schimb programul și am vrut să aplic și principiul cine se scoală de dimineață, primar ajunge. Mulțumesc! Vă doresc o zi frumoasă și să votați și voi.